Bună! Și bun venit la încă un videoclip! Și aici o să sun pe Ștefi. Da? Bună, Ștefi! Ce mai faci? Am pornit un video și am zis să scrii și tu în el. Trebuie să vorbești cu noi, adică cumva, adică știu eu. O să-ți spun niște întrebări și tu trebuie să-mi le zici. Deci, prima întrebare. Poți să spui și tu întrebări. Bine, dar o să mă gândesc la ele. Deci, poate unii dintre abonații mei se gândesc. Cine este Ștefania asta? Tu cine ești, Ștefania? Sunt o fată care face și face dialog. Și ea este verișoara mea. A doua întrebare o să spună Ștefi. A doua întrebare o să spui tu. Gândește-te. Un moment pentru Ștefi. La care? Care este culoarea mea favorită? Da, bine, culoarea mea favorită este chiar mov. Acum știu. Încă o întrebare care o să spun eu. Să mă gândesc un pic. Care este culoarea ta preferată? A mea? Da. A treia favorită, a mea. Și mie îmi place albastru. Și mie mova lui albastru. Păi, a treia întrebare o să spună Ștefi. Hai, spune Ștefi. Eu cred că 10 să spunem. Ce faci tu, Ștefania, tu? Scuze de mami, de ce? Că ne întrerupe videoclipul. Deci, am spus, am 10 FPS-uri. Ok. Deci, a patra întrebare o să spun eu. Care este jucăria ta preferată? Da. Care e jucăria ta preferată? În afară de LPS. Normal, să spun calculatorul. Ăla nu e un joc. Jucărie. Hai să spunem My Little Pony. De ce că ea a zis greșit? Nu, mai bine zis jucările de pluș. Ok, jucările de pluș, prietenii mei. Deci,
Atin te întrebare, o să spună Ștefi. Mă gândesc o secundă. Ok, o secundă mică. Pentru Ștefi. Una foarte mică. Pentru acum vreau să am 20 de abonați. Da. Tu cât vrei? Tu câți abonați vrei? Am unul, fată. Da, o să-ți crească. Da, ai unul. Deci, așa întrebare. Așa sa, nu știu cum se zice. Întrebare o să fie. Asta este pentru toți. Stai un pic, Ștefi. Ok, deci, întrebarea e. Adică, hai să zicem, îți destule întrebări pentru videoclipul ăsta. Hai, Ștefi! Nu te-am auzit! Gata! Cinci întrebări sunt destule. Bine, ok. Pa, toată lumea! Ștefi, pune pa! Pa! Pa!